Salutare, dragilor! Continuăm daily vlogul început aseară. Sunt la a doua cafea deja. Mi-am mai făcut încă una. Eu nu mă simt deloc bine. Sunt cu o durere destul de mare de burtă. Azi noapte la fel m-a durut burta. Am luat pastilă. Când mi-a trecut a venit Florin acasă. M-am trezit că a venit el de la cusut. Și cam așa desfășoară dimineața mea. Ceasul este 11 și sunt trează de la 7:40, cam așa. Pentru că Florin a plecat la sală, trebuie să ajung acasă imediat și o să facem ceva, să mâncăm împreună. Dar vreau să vă spun că nu am făcut absolut nimic până la ora aceasta, doar am stat aici în living, mi-am mai făcut o cafea și acum este deja a doua. Aici se renovează, asta se aude. Dar am zis că o să continui totuși daily vlogul pe care l-am început aseară la Dana. Aseară am fost și l-am văzut pe bebe și a fost atât de frumos. Mi-a plăcut foarte tare și a fost așa un moment tare, tare frumos. Ieri a și fost ziua Danei și a fost așa drăguț. Am fost cu Florin și cu părinții mei pe la ea, Moti. Dar am zis că astăzi voi continua daily vlog-ul pe care l-am început ieri. Vedem exact ce o să facem astăzi. Vă filmez și vouă. Haideți că printre timp am reușit să mătur puțin tel și să dau mop în toată casa, pentru că aseară a rămas curat. Ce vreau să fac acum este să-mi fac un pliculeț din ăsta de ochi. Poate mai trece un pic durerea mea de burtă, pentru că acum, de la când am dat cu mopul și așa, că mă doare un picuț mai tare. Dar o să-mi fac un pliculeț din ăsta și vedem dacă mă mai las un pic durerea mea. Mami, ce faci? Mă vedeți din nou. Asta vreau să fac acum. Să pun să-mi iau pliculețul ăsta de ochi. După care aștept să vină Florin. Facem ceva să mâncăm. Trebuie să pun o lingerie de pat la spălat astăzi. Vedem dacă o să mă simt puțin de mai bine. Trebuie să și lucrez. La sală nu o să merg astăzi, pentru că nu mă simt bine și nici nu vreau să mă forțez. Nici poftă de mâncare nu am, sincer. Dar o să vedem cum o să fie ziua de astăzi. Deci trebuie neapărat să-mi cumpăr un aspirator. Pentru că noi nu avem aspirator, am unul care are o putere de aspirare foarte micuță și nu aspiră aproape deloc. Este un aspirator pe care l-am primit cadou tot de la părinții mei, când m-am mutat eu în primul an singură, dar acolo era alt parchet pe jos, nu era gresii, stăteam singură, nu aveam pisici și automat se menține altfel curățenia. Dar aici pur și simplu nu face față aspiratorul pe care noi îl avem. Așa că mi-au spus părinții mei. De astăzi vrea neapărat să apară și el, mai des. Deci văd că de dimineață tot vine așa, când vă filmez vouă și când pornesc camera, tot apare și el. Mă, curiosule. Și au spus părinții mei că îmi vor cumpăra ei un aspirator cadou de ziua mea. Și v-am spus eu la un moment dat într-un clip, voi cum faceți cu părul de animăluții, cum scăpați de el. Și mi-a comentat cineva și mi-a spus că aspiratorul Dyson este foarte bun. Fetilor, nu vreau să dau 4.000 de lei pe un aspirator în momentul de față. Mi se pare exagerat de mult. Așa că o să vreau să-mi cumpăr un aspirator foarte decent la preț. Ținând cont că este cadou din partea părinților mei, nici nu vreau să profit pe chestia asta. Așa că sunt în căutarea unui aspirator bun, dar un aspirator care să nu fie extrem de scump, să fie așa decent la preț. Deci dacă aveți sugestii, puteți să mi le lăsați în comentarii. Am căutat așa cât de cât, m-am uitat, dar aș vrea să văd și dacă am aici fete care îmi recomandă ceva anume, dar trebuie neapărat să rezolvăm problema aceasta. Și apropo de asta, haideți să vă arăt ce mi-au cumpărat tot părinții mei, pentru că ce m-aș face eu fără ei, nu? Haideți să vă arăt. Eu sunt cu paharul cu medicament după mine și cu fuego pe fundal.
Mi-am schimbat covorul de aici din living. Stați, opresc muzica și discutăm mai mult timp. Dacă mă urmăriți de mai mult acel timp, știți că aici era un covor foarte mare, turcoaz, dar era extrem de mare și prea închis la culoare pentru ce-mi doream eu, însemnând că se întunecă foarte repede jur oricum în perioada aceasta, dar aici în living nu aveam lumină aproape deloc. Cel puțin după amiaza, cu acel covor, aveam senzația că se întunecă atât de tare camera, așa că am vrut un covor care să fie mult mai deschis la culoare și eram în căutarea unui covor tot la fel, pe care să nu dăm foarte mult, pentru că noi aici stăm în chirii și automat o să luăm covorașul ăsta cu noi și când o să avem căsuța noastră, dar să fie ceva care să se potrivească oriunde. Așa că am găsit pe Sinsay acest covor, a fost 170 de lei, dar l-am prins la ceva reduceri și am dat 150 de lei pe el. El nu este extrem de gros, dar este atât de frumos și este perfect pentru ce îmi doream eu aici în living. Și mi se pare că a deschis așa tot livingul, arată tare bine. Și covorul celălalt este aici în debara, l-am aspirat, rulat și o să stea aici până o să ne mutăm noi din această chirie. Nu vreau să-l mai pun, este un covor foarte frumos, dar voiam ceva mai pe crem. Așa că am zis să vi-l arăt și vouă, că nu cred că v-am mai filmat, chiar nu cred că v-am vorbit despre el. Este tot cumpărat mei. Mai avem un covoraș tot în genul acesta pe crem, cumpărat de mamaia lui Florin, când a venit ea acasă, dar nu acum în vară. Când a venit la cununia noastră civilă, în luna mai, cumpărat pentru bucătărie. Acesta este, care este cumpărat din Dedeman și este tot așa pe crem, este superb. Dar noi, în principiu, l-aveam cumpărat pentru zona de la bucătărie, de aici. Dar în această zonă, mutând masa, pentru că dacă ne urmăriți de mai mult timp, știți că masa noastră de la bucătărie a stat o foarte bună perioadă acolo. Și aici am avut dulapul de acolo. Dar aici mi-am cumpărat eu covorașul ăsta de pe Sinsay, care este perfect pentru zona aceasta unde stăm noi și gătim. Este un covoraș foarte drăguț. Și o să vreau, după ce trece perioada aceasta de toamnă, să-mi iau ceva pentru perioada de iarnă și apoi ceva tot pe crem pe care să-l avem așa în permanență aici. Și acest covoraș a rămas în zona aceasta. Și apropo de asta, m-ați întrebat foarte mult, vă tot spuneam eu că avem litiera în zona dinspre bucătărie. Nu este practic bucătărie aici, este o extindere. Acolo este litiera și nu miroase deloc în bucătărie, chiar dacă aici este spațiu deschis, să știți că nu vine deloc miros, pentru că este geam acolo și mai mereu geamul acela stă rabatat. Ia uitați-l pe Moti. Dar am zis să vă arăt și covorașul acela, pe care cred că l-ați mai văzut voi, dar despre care nu cred că v-am mai vorbit, îl avem din luna mai pe acela. Deci, a postat Dana cliplețul cu nașterea. Deci așa mă prezint. Uit. Deci gândiți-vă că am, cred că primele 2 minute din clip și eu sunt așa. Eu în continuare nu mă simt prea bine. Au mai trecut cam 2 ore de când nu am mai vorbit cu voi. Dar m-am îmbrăcat în haine mai de casă. Totuși am zis să renunț la pijama, era cazul. Mi-am prins părul într-un coc aici în vârful capului. Am pornit o mașină de spălat cu lenjerii de pat. Vreau să o întind, să o scot pe cea pe care o avem, pentru că o să se usuce cu siguranță și aș vrea să o schimb. Asta mă apuc să fac acum. Deci a fost atât de frumos vlogul Danei și am plâns atât de mult. Chiar râdeam că ajunsese Florina acasă de la sală și când a intrat în casă eu plângeam și nu înțelegea de ce plâng. Și a venit la mine și a zis, o, te doare burta așa de tare. Și eram, nu, că nu de asta plâng. A fost tare amuzant, dar a fost un vlog tare, tare frumos. Gata, merg să mă apuc să fac ce am spus că vreau să fac. Pentru că dacă tot stau așa, cred că îmi și induc un pic durerea mea și starea aceea de a sta pur și simplu fără să fac nimic. Așa că mă apuc să fac ce am spus că vreau să fac astăzi. Am schimbat lingeria de la pat. Am terminat curățenia. Și ce vreau să fac acum este partea asta cu hăinuțele, pentru că o să scot toate hainele de vară. Florin încă mai are pantaloni scurți, așa că vreau să le scot și să le pun în cutii ca să meargă la părinții mei.
ca să putem să facem loc pentru pulovere și hainele astea mai grosuțe. Gata, câteva ore mai târziu am terminat totul. Am făcut și aici, în dulapurile astea. Tot la fel este ordine și sunt toate hăinuțele sortate și am și scos ce era foarte de vară. Avem acolo un moti care doarme și pe fundal colinde. Ce vreau să fac acum este să merg să fac o baie în cadă și apoi să îmi fac puțin tel unghiuțele. Vreau să-mi fac manipedi. Unghiuța asta din loc s-a și rupt, dar cred că o să le fac la fel aceeași nuanță pentru că mi-a plăcut. Este o nuanță tare naturală și cel mai probabil îi mai scurtez puțin. Și la pedi la fel o să-mi fac. La pedicură am un french cu alb momentan, dar la fel sunt destul de crescute, așa că aș vrea să le fac. Dar merg să fac o baie în cadă, acum că am terminat cu partea asta de hăinuțe. Cina mea din această seară o să mănânc jumătate de pizza, pentru că nu am deloc poftă de mâncare, în continuare eu mă simt rău și mă doare gâtul foarte tare, așa că o să mănânc eu jumătate de pizza și jumătate o să mănânce Florin. I-am făcut și pilaf, pentru că el mănâncă pilaf cu usturoi, pătrunjel mărar în el și brânză, tele mea din aceea își pune brânză, dar o scoate de la frigider când o mănâncă. Și o să mănânce și jumătate de pizza, dar am zis să vă arăt și vouă cum este cina mea. Este o pizza cumpărată, este cu roșii și mozzarella, am pus-o la cuptor și cam așa arată cina mea. Haideți că ne apucăm de unghiuțe, eu pe fundal am colinde, așa că nu vă mai arăt pa și vă trag așa câteva cadre. Eu între timp stau cu piciorul în lampă, trebuie să-l scot și să aplic ulei la ambele picioare la pedicură și gata. Ne apucăm de manicură și o să folosesc aceeași culoare pe care o vedeți, este aceasta. Tot pe aceasta o am și acum pe mâini, dar reparăm, le refacem cu aceeași nuanță, că este o nuanță tare drăguță și foarte naturală. Cam așa arată rezultatul final, ce blic frumos avem! Deci mi se pare atât de frumoasă culoarea aceasta, deci mi se par superbe și parcă este lungimea ideală. Nu v-am filmat, dar cred că v-am arătat și în clipulețul în care mi-am făcut data trecută unghiuțele ce produse am folosit. Sunt exact aceleași produse, mie îmi rezistă, am ojă semipermanentă și cam așa se prezintă întreținerea de la unghiuțele mele. Cam acesta a fost clipulețul de astăzi, fetelor. Nu mai fac absolut nimic. Vreau să merg să mă pun în pat și să mai stau puțin pe telefon până adorm. Ceasul este 10 și un pic. Deci vreau să vă spun că mă doare gâtul atât de tare și simt că încep să răgușesc un pic. Deci am o durere de gât atât de mare. Pe lângă faptul că m-a durut burta mea toată ziua, simt că am și un început de răceală, ceea ce nu este deloc drăguț. Și eu și Florin, dar eu văd că am și răgușit așa între timp. Tare cred eu că o să iau un picuț, o micuță pauză de la partea asta de YouTube câteva zile, așa că nu știu când o să apară ce am filmat astăzi, dar cel mai probabil în momentul în care o să postez acest clip, să știți că am început din nou să filmez pentru voi, așa că în continuare vom posta daily vloguri, dar cred că o să iau o pauză de câteva zile, o săptămână, pentru că nu mă simt foarte bine și cu atât mai mult dacă o să răcesc, nu o să fac mare lucru și nici nu o să am ce să vă filmez vouă. Cam acesta a fost clipulețul de astăzi, un clip nu foarte lung, dar asta s-a întâmplat, v-am arătat și vouă ce am făcut. Ne-am făcut unghiuțele și sunt atât de fericită că am unghiuțe proaspăt făcute. Mi se pare că arată atât de curat și așa de bine. Deci este un sentiment tare, tare, tare plăcut. Și vreau să vă spun că tot este perioadă cu reduceri peste tot. Și mi-am dat comandă de pe un site de câteva oje semipermanente noi. Pentru că stăteam pe TikTok acum într-o seară. Și este o tipă de pe Nailsup care face live-uri. Cred că este ambasador de la firma respectivă, de la acest brand. Este practic un site care colaborează cu mai multe branduri și ea își promovează toate brandurile de acolo. Și sunt produse relativ destul de ieftine oarecum,
Adică au prețurile mult mai micuți față de alte produse de la alte branduri. Dar mi-am plasat o comandă de câteva produse, câteva oji semi-permanente, pentru că erau la reducere de Black Friday și tare sunt curioasă să văd cum sunt, sincer, pentru că am dat foarte puțin pe o ojă, dar o să vi le arăt eu când o să mi-ajungă colecțelul. Și vreau să vă spun că uitându-mă așa la ea și făcându-i unghiuțele mamei, pentru că îi mai fac unghiuțele mamei, deci vreau să vă spun că atâta mi-e de dor să lucrez pe cliente și să iau cliente, nu știu. Și cred eu că am așa o micuță dorință de a mă reîntoarce într-un salon, dar nu neapărat în salon, cât îmi doresc să-mi fac spațiul meu. Nu știu, tare mult intenționez să fac chestia asta. Așa că dacă am printre urmăritoare fete care au spații comerciale de dat spre chirie, mă rog tare mult să-mi lăsați un mesaj pe Instagram cu câteva detalii sau dacă aveți, nu știu, ceva poze sau dacă aveți apropiați cu spații comerciale, dar nu spații comerciale foarte mari, pentru că dacă ar fi să mă reîntorc, mi-aș dori să fiu doar eu și să-mi fac cumva spațiul meu, dar să fie de preferat într-o zonă stradală cu trafic pietonal și să nu fie, v-am zis, foarte mari, pentru că nu-mi doresc să plătesc chiar foarte mult, adică nu vreau un spațiu pe care să dau 1500 de euro sau 2000 de euro, pentru că nu aș avea ce să fac un spațiu foarte mare, fiind doar eu. Dar v-am zis, urmăream pe așa lucrând, deci face live-uri foarte multe. Faci și dimineața, și seara, și ziua, și atâta mi-e de drag să stau să urmăresc cum vorbește ea cu clientele, cum explică produsele, ce-a folosit, ce face, pași. Deci mi-e atât de drag să urmăresc, nu știu, transmite așa o energie foarte faină. Este chiar așa trecută, cred că, pe TikTok, Nails Up oficial, și este o tipă care, Chris o cheamă, Cristina, și are niște unghii migdală rusească roz. Cred că asta mi-a atras atenția, cred că așa am început eu să o urmăresc, dar mi se pare atât de, nu știu, foarte faină atmosfera pe care o transmit ea. Este tare, tare, tare drăguț. Eu m-am spălat pe păr și am avut părul lăsat în prosop și apoi am dat drumul să se usuce așa și s-a uscat destul de haotic, dar n-are importanță. Da, v-am lăsat, nu știu cât o să aibă acest clipuleț, dar n-are importanță, o să-l postez așa cum este. Vă mulțumesc pentru vizionare, să aveți o dimineață, după amiază sau o seară cât mai plăcută, vă îmbrățișez, vă pup și ne vedem în următorul daily vlog. Pentru că dacă apare la voi acest clip, înseamnă că am început să editez și totodată să și filmez pentru voi și a trecut pauza pe care vreau eu să o iau de câteva zile. V-am pupat, să aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!